Bună ziua! Astăzi vom face o pizza vegană, o pizza fără gluten pentru persoanele care au alergie sau intoleranță, dar nu numai. Ingredientele și cantitățile le veți găsi în descriere sub video. Pentru început vom pune într-un bol încăpător 400 de ml de apă minerală, vom adăuga făină de năut 320 de grame și vom amesteca cu untel, pentru ca această compoziție să nu aibă cocoloașe. Adăugăm și două linguri cu vârf de semințe de in măcinate și două, trei linguri de fulgi de drojdie inactivă și puțină sare, aproximativ jumătate de linguriță. Și amestecăm foarte bine, așa trebuie să arate compoziția, este mai groasă decât o compoziție de clătite, o lăsăm puțin deoparte și ne ocupăm de mozzarella, care este opțională. Dacă dorim să o facem, dacă nu, putem să nu o facem. Punem într-un blender 70 de grame de caju hidratat, o oră l-am hidratat eu în apă fierbinte. Am adăugat puțină ceapă, un cățel de usturoi, o lingură de amidon alimentar de tapioca, o lingură cu vârf și o lingură de drojdie inactivă și 100 de ml de apă. Puțină sare și blendăm această compoziție până obținem o emulsie fină. Apoi vom adăuga și restul de apă, 150 de mililitri de apă. Deci, în total, vom pune o cană de apă. Punem această compoziție într-o tigaie pe foc mediu și amestecăm cu o lingură, deoarece va începe să fiarbă foarte repede și amidonul se va sedimenta. Așa că trebuie să amestecăm, pentru că această compoziție se îngroașă și să nu se prindă de vas. Bineînțeles că vom folosi o tigaie antiaderentă. Când compoziția se îngroașă, așa cum se vede, vom opri focul și vom lăsa această compoziție deoparte. Trebuie să aibă consistența unui cașcaval topit. Într-o tavă mare de aragaz vom pune o hârtie de copt și cu ajutorul unui polonic vom forma 4 mini pizza. Din toată această compoziție am făcut 8 mini pizza, deci am copt în cuptor de 2 ori. Deci punem câte un polonic din compoziție și îi dăm o formă rotundă. Întindem puțin aluatul și îi dăm o formă rotundă. Ceea ce vom pune pe această pizza este opțional și este după dorința fiecăruia. Eu am pus puțin sos de data aceasta. În sos am adăugat condimente, am adăugat busuioc, oregano, dar fiecare pune ceea ce dorește, ceea ce îi place. Am pus și câteva măsline tăiate, eu folosesc măsline nesărate, dar puteți să puneți ceapă, felii de ceapă, puteți pune ciuperci, puteți pune ardei, feliuțe de ardei și orice altceva vă place. Am adăugat și puțină mozzarella pe care am făcut-o anterior, la fel am pus-o într-o pungă ca să o pot pune mai ușor. Dacă doriți să curgă mai bine, puteți să mai adăugați puțină apă, să o subțiați
și să o întindeți mai ușor. Și așa cum v-am spus, mai puteți adăuga, este mult mai bună dacă adăugați ceapă, ardei roșu și chiar boabe de porumb, dacă vă place. Coacem această pizza la cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 25-30 de minute. Când se rumenește ușor, o putem servi când se răcorește. Este delicioasă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!